Accident grav în județul Buzău. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs azi noapte pe șoseaua care trece prin comuna Cernătești. Potrivit martorilor, șoferul unui autoturism nu a observat la timp un grup de trei persoane care traversau strada printr-un loc nepermis și le-a lovit în plin. Un bărbat de 49 de ani și o femeie de 35 de ani n-au avut nicio șansă de scăpare. Manevrele de resuscitare aplicate de medicii care au intervenit la fața locului n-au avut efect, iar de ce au fost declarate după aproape o oră. O femeie în vârstă de 35 de ani a scăpat cu viață, dar se află internată în stare foarte gravă la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Tot acolo este internat și șoferul, care a fost rănit și el în accident. Cele trei persoane lovite de automobil erau angajate ale unei fabrici de prelucrare a maselor plastice din Buzău și tocmai coborâsără dintr-un microbuz aproape de casă. Anchetatorii caută să stabilească acum toate detaliile privind producerea accidentului.